Sunt depășite câteodată. Încă o dată, bună ziua! Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la adunarea anuală a filialei Colonel Corneliu Cheieș al județului Bacău, a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Înainte de a intra în programul nostru, vă rugăm să ne pregătim să ascultăm imnul României. Prezint participanții. Consider că e necesar și benefic pentru că sunt membri de subfilială noi și membri noi. O să pornesc de aici. Domnul vicepreședinte, domnul profesor Mirica Munteanu, doamna Redana Bărlău, președinta subfilialei ZEME, domnul vicepreședinte colonel Mihai Purcaru, domnul secretar Petru Done, domnul colonel Nicu Pavel, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, domnul Marcel Bălan, de la subfiliala Sărata, domnul colonel comandor Victor Berca, președintele Asociației Erou Capitanii Alexandru Șerbănescu,
domnul colonel Ioan Cozma, președintele subfilialei Berești-Azlău, domnul Florinel Vrânceanu, președintele subfilialei Tescani, domnul Constantin Gospinescu, președintele subfilialei Măgirești, domnul Manea Gigi, președintele subfilialei Săucești, domnul Gabriel Cătălin Dima, președintele subfilialei Mănăstirea Cașin, împreună cu domnul prim vicepreședinte, domnul locotenent colonel Liviu Rusu, domnul Ionel Chirinuș, președintele subfilialei Asău, doamna profesor Vaculic Irena, președinte subfiliala Nicolae Bălcescu, doamna Renata Ramona Palmisano, director economic a filialei, domnul profesor Ioan Ungureanu, domnul colonel Ilie Vasile, vicepreședinte, domnul major Gicu Moraru, membru al Consiliului Director, domnul colonel Petru Sterian Cojocaru, președintele Asociației de Tradiții Militare, Regimentul 3, 1877, domnul prim vicepreședinte Pavel Avadani de la subfiliala Slăric Moldova, domnul președinte colonel Solomon, domnul colonel Ioan Patriche, președinte subfilialei Hemeiuș, domnul Ilie Bârzu, membru al Consiliului Director, consilier județean, domnul colonel Costel Ciupercă, președintele Asociației Cadrelor Militare, Rezervă și Retragere Bacău, și domnul prim vicepreședinte Cristina Ivanino. Prietenii noștri, Daniela Valentina Lungu și domnul Marius Curucli. Un minut, doamna profesoară Iancu Mariana, ei sunt o comisie la liceul Vrânceanu. Acum liceele au BAC, au simulări și părinții și nu putut să vină. M-au rugat să transmit că a vrut, dar nu, da. În comisia nu poate mai scrie. Am înțeles, mulțumesc. Nu e nicio problemă. Prezint ordinea de zi propusă, analiza activității desfășurate din filiala Bacău din martie 2022. Planul de activitate al filialei pentru 2023, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul financiar contabil, precum și contul rezultatului exercițiului financiar anual, aprobarea raportului Comisiei de Cenzuri, completarea funcțiilor rămase vacante în Consiliul Director, alegerea delegatului pentru Consiliul Director Național și completarea statutului filialei, în urmare modificărilor statutare intervenite la nivel național. Dacă mai aveți alte propuneri. Dacă nu, cine este pentru ce anunțată? Mulțumesc, să abține cineva, mulțumesc frumos. Acesta este materialul tipărit al activităților desfășurate de noi din martie 2022 până în martie 2023. Acesta este, vi-l pun la dispoziție în timpul ședinței, dacă aveți, vreți să intrați în profunzime. Da? Vă dau să curgă. Iar eu mi-am pregătit o sinteză care o să trimit la Biroul Executiv Central, așa cum avem recomandarea lor. Probabil s-a săturat să citească cât de mult face. O să mai mult de 7 minute n-o să dureze. După aia, primul vicepreședinte o să citească propunerile planului de măsuri, tot succint. Iar în timpul ședinței, când o să vă rog să vă spuneți părerea cât mai mulți, dacă nu toți, despre activitate, deci despre ce trebuie să facem sau ce n-am făcut, o să intervenim să fie o adunare deschisă, interactivă și, cred eu, mai bună pentru rezultatele pe care preconizăm să le obținem și în 2023. Conducerea președinții de subfiliale și membrii filialei au participat în fiecare an, deci în anul 2022, la manifestările de comemorare a eroilor și de aniversare a unor evenimente din calendar, precum Ziua Eroilor, Ziua Imnului Național, Ziua Națională a României, Ziua Armatei României, Ziua Tanchiștilor din Armata României, manifestările anuale, Memoria Uituzului, Ziua Vânătorilor de Munte, Ziua Artileriei Române,
Ziua rezerviștilor militari din teatre de operații, la manifestări culturale și științifice, etc. La multe din evenimente au fost acordate diplome de onoare și de excelență, insigne și plachete sau medalii ale culturii eroilor. Câteva din manifestări. 31 martie am participat la Udești, la plantarea a 16 stejare ai memoriei. Filiala Cultului Eroilor am venit cu ajutorul direcției silvice cu 5 stejari care i-am plantat și le-am dat denumirile la principalele teatre de război din primul război mondial. Cașin, Mănăstirea Cașin, Valea Uzului, am ținut foarte mult să fie trecut un stejar cu această inscripție, Cireșoaia și Uituz. Unde am participat la cele enumerate, ziua veteranilor și așa mai departe, nu să... Bine ați venit, domnul Cojoc. Domnul Cojoc Sorin, președintele subfilialei de la Udovești. Pe 13 mai anul trecut, la împlinirea unui an de la ridicarea lacerului în cimitirul central din Bacău, a avut loc o slujbă dedicată comemorării lui Timofte Paul Valerian, cel care a fost 12 ani președinte al filialei județului Bacău. 15 mai, la Mănăstirea Cașin a fost înființată subfiliala cu alegeri și votarea conducerii. După noi etape ale protocolului protoieriei Bacău, eroii au fost eroi sunt încă, semnat cu protoieria Bacăului. Au fost derulate în tot cursul anului 2022 20 de întâlniri la parohii din geografia acestei protopopiat. În cadrul evenimentului Centenarul Coroanei, organizat de protopopiat Unești, la Uituz a avut loc un parastas solemn pentru regele Ferdinand, Întregitorul și Regina Maria. De ziua eroilor, asociația noastră a organizat mai multe evenimente, începând cu un ceremonial militar religios la Bacău. Evenimente similare au avut la Onești, Târgu Ocna, Mărgineni, Parohia Galben, Mănăstirea Cașin, Berești Azlău, Dărmănești, Comuna Nicolae Vălcescu, Zemeș, Uituz, Poiana Sărată, în Comuna Mălgura, în satul Hol din Letea Veche, în Comuna Oncești, în Izvorul Berhecelui, parohiile Berești, Bistița, Traian, Dumbrava, Racova, Mărăș și Gârleni, precum și în Apa Său și Podul Turcului. Manifestări asemănătoare au fost organizate la monumentele eroilor din comunele Odobești, Ungureni, Tamaș, Buhoci, Vultureni, Palanca, Răcăciuni, Sărata, Căiuț, Săucești, Parincea, Parava, Părgărești, Sascut, Negri, Coțofănești și Poduri, etc. Dacă am omis vreo localitate, vă rog să interveniți. 6 iunie, cinstirea eroilor neamului la Troița ridicată în satul nou, dealul nou din Sărata. 16 iunie la Prăjești, 20 de ani de la ridicarea monumentului eroilor. 22 iunie a avut loc conferința națională la București, în sala de spectacole a Palatului Cercului Militar, iar filiala noastră a participat cu privilegiile președintele Cristian Ioane și cu mine. La 29 iunie, filiala a comemorat pe primul erou căzut în cel de-al doilea război mondial, capitanul Ioan Boroș. 2 iulie, 518 ani, i-am marcat-o la printr-un ceremonial religios și militar la statuia ecvestră din centrul municipiului Bacău. Conducerea filialei, de asemenea, a participat pe 2 iulie, de ziua Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt, la baza 95 aeriană, cu comemorirea 518 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, la monumentul de lângă biserica Garnizoanei. 12 iulie, în satul Medelen din Vultureni, noi și locuitorii comune l-au sărbătorit la vârsta de 100 de ani pe veteranul de război Petre Bondarici. Ne-a deplasat cu filialele colaboratoare a veteranilor de război și a cadrelor militare în rezervă și retragere. În 22 iulie, chiar de ziua noastră, când am împlinit 30 de ani de la reînființarea filialei județului Bacău,
Am primit cea mai înaltă distinție a Arhiepiscopiei Românului și Bacăului pentru mireni, Ordinul Melchisedec Ștefănescu, clasa 3. De asemenea, Cristia Ioane și cu mine am primit o distinție de veredicie din partea Înalt-Preasfințitului Părinte Ioachim. A doua zi, pe 23, la Centrul de Cultură și Artă George Apostu, a fost organizat un simpozion aniversar, 30 de ani de cinstirea memoriei eroilor, unde au participat alături de membri ai filialei, cadre militare din toate unitățile, reprezentanții ai protopopiatului, ai autorităților locale și organizații profesionale etnice și de creație. Vei auzi Ziua Națională și Europeană a Comemorării Holocaustului împotriva romilor, 15 august, ceremonialul anual Memoria Uituzului, ediția aniversară 25, unde am avut consacrata ceremonie alături de deplasarea la cimitirul eroilor din Poiana Sărată. Acolo avem o situație îmbucurătoare, la fel ca și la Comuna Berești-Azlău. Avem o subfilială comunală la Uituz și o subfilială la Poiana Sărată. 28 august, locotenent Ionel Bălan, președintele subfilialei Sărată, a lansat volumul Cronica unui colț de rai, momente de istorie seculară și aspecte ale realității contemporane ale Comunei Sărata. 6 septembrie, protopopiatul Bacău, pe parteneria cu filiala noastră, a organizat în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Holt, două activități în proiecte eparhiale, în temniță am fost și ați venit la mine și eroi au fost eroi, sunt încă, unde au participat și cei care sunt și au avut un comportament bun din penitenciarul Bacău. 14 septembrie a fost resfințită Troița Monument, ridicată acum 21 de ani, în parcul Cancicov, pentru cinstirea memoriei și jertfei foștilor luptători anticomuniști băcăvani. În 25 septembrie, comunitatea evreilor a sărbătorit Rosh Hashana, am participat împreună cu secretarul filialei. 25 septembrie, în cimitirul militar general Ioan Mihail Racoviță, din satul Bosia, comuna Ungheni, Prețuiaș, a fost sfințit monumentul ridicat în cinstea eroilor neamului. Reprezentarea filialei a fost făcută de domnul vicepreședinte Cornel Solomon și Paula Batanei. Și domnul secretar Cătălion, scuzați. În octombrie, garnizoana Bacău, în parteneria cu Asociația Națională Culturilor, filiala noastră și Centrul de Cultură George Apostu, a organizat un simpozion dedicat Zilei Armatei României, sărbătorită în fiecare an pe 25 septembrie. Pe 23 octombrie, Zilea Armatei României a fost sărbătorită cu două zile înainte în Cimitirul Internațional al Eroilor Patriei din Valea Uzului. 24 octombrie, în curbura Carpaților, pe colinile Buzăului, în zona satelor Ușavăț și Muzcel, comuna Viperești, Buzău a fost dezvelit și sfințit monumentul aripilor eroici ridicat prin stădania Fundației Capitan Aviator Alexandru Șervănescu din Bacău și a bazei aeriene de instruire și formare personalului aeronautic Aurel Vlaicu din Bobo Buzău. Ne-am deplasat o delegație consistentă, domnul Cristinela Ioanei, domnul secretar Petru Done, domnul Victor Berca, președintele asociației, unde alături de oficialități și de cadrele la vârf ale județului Buzău a fost prezentă și președinta asociației pe țară, Ilona Arbănaș. 30 octombrie, Comuna Mănăstirea Cașinga și alte localități din județul Bacău și din întreaga Moldova au fost vizitate de jurnalistul francez Jean-Christian Piron și de o ziaristă în traseul românesc al misiunii militare franceze din primul război mondial, care a fost produsă de celebrul Bertrand. Primăria orașului Târgu Ocna, 2 noiembrie, a organizat cu colaborarea Batalionului 22 Cireșoaia, Vânător de Muntele Sfântul Gheorghe, Piațeta Costache Negri, manifestări prilejuite Ziua Vânătorilor de Munte. 7 noiembrie, Maiorul Constantin Iene, erou băcan din războiul de independență, a fost comemorat.
la cimitir, la mormântul din cimitirul Eternitatea. 8 noiembrie a fost marcată împlinirea 125 de ani de la plecarea din Bacău în Eternitatea scriitorului, ziaristului și traducătorului Grigore Grandea. Noiembrie, la inițiativa conducerii filialei noastre și a familiei regretatului colonel Corneliu Chirieș, primul președinte al filialei, la mormântul acestuia din cimitirul central, a fost susținută o slujbă de pomenire și un eveniment de omagiere și comemorare în ziua care s-a primit 31 de ani de la ființarea Comitetului Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor Cimitirilor Eroilor. 1 decembrie, cimitirul eroilor din strada Constanței, Bacău, primăria, în parteneriat cu garnizoana Bacău, a organizat un ceremonial militar și religios pentru încumarea osemintelor a 4 eroi români cu necunoscuți din primul război mondial, descoperite pe dealul Cireșoaia și pe culmea Cernică de Slănic, Moldova, la descoperirea acestor oseminte. Un rol deosebit l-a avut și președintele sufilialei Doftana, domnul Boboc, și domnul profesor Alin Radu, președintele sufilialei Târgocna. La 5 decembrie am participat la Coțofănești împreună cu Asociația Mărăște 1917 Mareșal Averescu la un ceremonial care a marcat 105 ani de la înființare pe 5 decembrie 1917 acestei societăți. 8 decembrie, Asociația Culturilor a primit un sediu în Onești pentru utilizare de către subfiliala municipiului Onești. Este de fapt a doua subfilială care primește un sediu gratuit după cea de la Mănăstirea Cașin. Restul sunt și desfășoară activitatea în locații particulare, prin bunăvoință, la Slănic, se știe locația primului vicepreședinte, la Tescan, încă nu e, dar a fost tot la fel o conjunctură privată și așa mai departe. La Său nu este, am înțeles că veți obține de la primărie, sper să avem cât mai multe locații unde să aveți un buchet de documente care să fie util în desfășurarea activității. 22 decembrie, Comunitatea Evreilor din Bacău a marcat Hanuca. Am participat cu domnul secretar Dore Petru. 28 decembrie, la Centrul de Cultură George Apostu, filiala noastră, a marcat finalul de an 2022 din activitatea pentru reuniune la care au participat alături de membrii ei și reprezentanți unor instituții și organizații partenere. E nevoie de o mică paranteză. Datorită faptului că nu am avut spațiu unde să ne desfășurăm activitățile, vedeți și dumneavoastră, suntem destul de concentrați în acest spațiu al nostru, am aplicat următoarea strategie, ca la centrul Apostul, care nu poate să ne oferă oricând spațiu, să organizăm la finalul anului, pe 28 decembrie, acea ședință de bilanț festivă în care au participat foarte multe oficialități, cadre militare, conduceri ale unităților militare din județul Bacău, ISU, jandarmerie și așa mai departe. Iar astăzi am preferat, e nevoie să vă dau această explicație și sper să fiți de acord cu această activitate, să fie strict una tehnică, să putem să ne spunem cât mai multe între noi. Televiziunile au rolul lor, dar noi trebuie să ne îndeplinim obiectivele, chiar dacă replicile dumneavoastră sau părerile spuse de colegi vor deranja. 4 ianuarie, la împlinirea 8 ani de la întronizare, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscop al Eparhiei Romană și Bacăului, a fost aniversat pentru o rugăciune liturgică și o slujbă de mulțumire la Catedrala Arhiepiscopală din Roma. Am oferit înalt preasfinției sale, din partea conducerii centrale, cea mai mare distinție ca recunoașterea rolului și a implicării înaltul ierarh în păstrarea via memoriei eroilor care au căzut pe câmpurile de luptă ale Bacăului. Este vorba de emblema de onoare a cultului eroilor. 15 ianuarie, membrii Consiliului Director au participat la mai multe manifestări organizate pe 15 ianuarie de Ziua Culturii Naționale. Uh,
23 ianuarie, înainte cu o zi, Unirea face puterea tricolorul călător, l-a organizat în acest an la a patra ediție, la Târgu Ocna, a ajuns în pelerinaj din județele Argeș, Dâmbovița, Buzău și Vracea. Este o activitate inedită cu un impresionant tricolor care a fost înălțat pe turnul primăriei din Târgu Ocna, un impact extraordinar. 24 ianuarie, conducerea noastră, aproape jumătate din Consiliul Director, a participat la Tescan, la împlinirea 164 de ani de la Mărețul Atal al Unirii Principatelor. 27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, a fost marcată prin Conferința Națională Împreună pentru Neuitare, care a avut loc la Muzeul de Artă Contemporană George Apostol. De asemenea, 20 februarie, la Biblioteca Radu Rosetti, pardon, Radu Rosetti la Onești, Biblioteca din Bacău, Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală în Duzeliu Bacău, a organizat comemorarea 167 de ani de la dezvoltarea romilor din România. 26 februarie am participat la ședința de bilanță la Sălic Moldova, 19 martie la Mănăstirea Cașin. De asemenea, pe 19 martie, marcat în calendarul ortodox, am avut loc pelerinajul tradițional Sfânta Cruce, Prezitoarea Creștinilor și Marșul pentru Viață. Am participat împreună cu cei care au fost la Mănăstirea Cașin. Succint, acestea au fost evenimentele, deplasările noastre în teritoriu și activitățile la care am participat sau, nu neapărat că am participat, noi au avut loc în teritoriu, la subfiliale și acolo unde trebuie să se desfășoare activitatea cultului eroilor. Dau cuvântul domnului Cristinel pentru a prezenta propunerile de planul de activități. În linie mari, principalele activități, cred că fiecare dintre dumneavoastră le cunoaște, nu are rost chiar să le mai fac obiect pe toate. Discutarea planului principalului activități cu calendarul și atât. M-aș opri asupra unor activități specifice și cu care am rugămintea ca și până acum dumneavoastră să vă dați concursul așa cum ați făcut. Continuarea activităților și demersurilor legate de documentarea și realizarea cărților de aur ale municipiilor, orașelor și comunelor în care vor fi nominalizați eroi și martiri neamului. Un alt demers pe care încercăm de ceva timp să-l implementăm și nu prea reușim, ne lovim aici de niște animozități legate la nivelul primăriei municipiului Bacău. Continuarea demersurilor legale către Consiliul Local privind amplasarea și realizarea monumentului eroilor, după cum știți, în municipiul Bacău nu avem așa ceva, precum și demersurile legale pentru atribuirea denumirii de cimitir internațional al eroilor, cimitirul de pe strada Constanței. Și noi acum 2 ani de zile am făcut o documentație și am depus-o la Primăria Bacău, ni s-a promis atunci sprijin, am revenit anul trecut, anul ăsta revenim din nou, sperăm că vom reuși să facem câte ceva acolo. La nivel de subfiliale, în atenția noastră e mereu revigorarea și înființarea de noi subfiliale, rămâne un deziderat al activităților noastre. După cum bine știți, am reușit să înființăm mai multe subfiliale, ne propunem ca în viitor să continuăm discuțiile cu autoritățile locale din orașele Buhuș și Dărmănești pentru a avea subfiliale legal constituite, de asemenea și în comunele Stănișești, Podul Turcului, Răcăciuni, Ungureni, Parincea, Racova, Dofteana, Asău, Poduri, Podovești, Pârjol și Coțofănești. În unele din localitățile pe care le-am citit, noi avem președinți interimari. Urmează ca în perioada imediat următoare, cât de repede se poate, să organizăm adunări generale de alegeri și să devenim legal constituiți.
De asemenea, un proiect foarte important pe care dorim să-l implementăm și să sperăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu o să reușim, în parteneriat cu Protoieria Onești, având binecuvântarea Arhiepiscopului Roman și Bacăului, la Preasfințitul Ioachim, se dorește să construim un ansamblu monumental, similar celui de pe dealul Coșna, pentru ca și Valea Cașmului să aibă un monument reprezentativ. El va fi construit în zona Scutaru, unde deja Părintele Protopop de Onești s-a apucat și va construi și o biserică, o troiță și noi i-am acordat tot sprijinul. Domnul Președinte Voicu a intermediat ca acolo să poată să fie amplasate și două tunuri care ne-au fost puse la dispoziție, ca să zic așa, bineînțeles, contra cost de Muzeul Militar din filiala din Iași. De asemenea, un proiect de suflet al nostru mai vechi, să-l realizăm cu colegii de la Slănic, Dofteana și Tăgorna, este vorba de Masa Reginei, care practic nu înseamnă foarte mult decât impulsionarea autorităților locale să ne asigure sprijinul. Locația este știută de ani de zile, acolo trebuie făcut un leacă de drum și ce mai e de făcut. Și cu Guldo să avem și fotografii vechi, cum arăta atunci, și să realizăm, practic e un șanț. Un șanț rotund unde e o biute. Exact. Deja cu colegii de la Slănic am înțeles că cât de curând, săptămâna viitoare sau când va fi posibil, plantarea în zona Cireșoaia a 101 cireșoare prin care să se macheze jertfa eroilor din cel de-al doilea război mondial. Acest demers va fi realizat cu un parteneriat cu primăria orașului Slănic Moldova și, bineînțeles, sub filiala noastră. De asemenea, mare rugăminte la dumneavoastră, la toți cei prezenți, aveți în față revista noastră de suflet Bacăul Eroic. Noi ne dorim și cu sprijinul dumneavoastră ca fiecare subfilială să aibă măcar un material cuprins în pagini. Am reușit, zic eu, am încercat măcar ca la ultimul număr și numele precedente să implementăm acest lucru. Dar revin cu rugămintea, scrieți și trimiteți. Ca să fiți, deci noi avem toată deschiderea, conducerea biroului executiv adresează rugăminți peste rugăminți. Trimiteți materiale ca să vă poată apăreți în revistă. Pentru anul acesta, în perioada imediat următoare, vom face toate demersurile pentru a organiza împreună cu primăria comunei Oituz manifestarea tradițională de acum, Memoria Oituzului. De asemenea, o să încercăm cu subfiliala pe care ne dorim să o înființăm la Comănești, să fim prezenți la ceremonialul militar și religios din Cimitirul Internațional al Eroilor. La fel cu primăria orașului Târgu Ocna, Slănic Moldova și pe dealul Coșna, evenimentele care ele deja sunt în calendarul anual, le știm cu toții și n-are rost să le mai amintesc. În principal, cam astea ar fi ceea ce ne-am propus. Dacă dintre dumneavoastră doriți și așteptăm propuneri, ele vor fi prinse cu mare drag anul acesta sau anul viitor cu ce vă propuneți să facem și cu colegii de la Târgu Ocna, domnul Alin, avem mai multe proiecte, dar deocamdată mai batem o leacă pasul pe loc. Ceva se întâmplă acolo, dar sperăm să fie bine și să putem, ca în cel mai scurt timp, să avem subfiliala legal constituită și apoi să dăm drumul pe care le-am stabilit. Vă mulțumesc mult și multă sănătate! Continuăm derularea ordinii de zi. Invit pe doamna expert contabil să ne prezinte câteva din materialele prinse în ordine de zi. Aici. Vreau să plec de la capăt spre prezent. Vreau să vă aduc la cunoștință, nu știu dacă mai rețineți, indicatorii anului 2021, ca să facem un pic paralel cu anul 2022.
să avem un pic clar situația, cum am evoluat, cum am crescut, de aia este să creștem, să evoluăm. În 2021 am avut o cifră de afaceri, în propriu spus, eu vin din partea economică, partea comercială și merg pe cifră de afaceri, dar dumneavoastră se numește cotizații și sponsorizări. La nivelul anului 2021, suma de cotizații strânsă a fost de 6.627. Donații au fost 20.000. Deci total an, în 2020, au fost 27.000. Anul acesta, revenim la 2022, cifra de cotizații a nivelului 581 de membri, 24 de roni anual, vreau să rețineți suma aceasta, că e foarte importantă, după aia revenim la o discuție mai analitică. 24 de roni. 24 de roni se cuantifică pe lună 2 lei pe lună. Cotizația anuală a unui membru. Și s-au strâns 13.944 roni pe un an de zile la membri. Ce au venit din donații, au venit 46.954. Deci 13.900, 14.000, să pun o cifră rotundă să o rețineți, și donații 46.954. Față de anul trecut, adică 2021, care au fost donațiile, 20.434. Vreau să vă spun că aceste donații, dacă la membri știm fiecare că trebuie să dăm și mergem în fiecare an ca un perpetuum mobile, 24 de roni, 24 și atât. La cei de la sponsorizări se merge tet-a-tet cu sponsorul, se discute, se fac contracte și se donează sume cât consideră fiecare se... Ceea ce înseamnă o muncă a unui președinte, a unui vicepreședinte, a unui membru din asociație, în care discută cu un sponsor, discută cu un viitor donator, să se apropie de asociație, să doneze o parte din sumă. Deci fiecare din asociație a avut, cum să spun, să-mi găsesc cuvinte, locul lui. Și fiecare a omul, la fiecare post, nu găsesc cuvintele, a lucrat de sine setător și a... Dom'le, poți să mă ajuți? Poți să-mi spui despre ce e vorba? Uite, lucrez la o asociație. Și atunci fiecare a considerat și a donat. Ceea ce înseamnă o muncă în cadrul asociației a fiecărui membru. Pornind de la președinte până la ultimul membru. Ceea ce înseamnă că noi am crescut. Adică ceea ce înseamnă, la rândul că mă repet, că s-a muncit, s-a pus suflet și... În afară de acțiunile care s-au făcut, pentru că fiecare acțiune nu se poate face decât cu bani. Nu se poate arunda nimic, nicio coroană, nicio floare, dacă nu se aduc fonduri. Prin fondurile astea se pot face acțiuni. Deci o chestie, ei, venim la cheltuieli, că și asta ne interesează. Cheltuielile anului 2022 au fost 62.000 de lei. Nu o să vă ascund faptul că noi a trebuit să acoperim niște pierderi a anilor trecuți. Adică am venit cu un deficit a anilor trecuți, care noi ar trebui să o acoperim din activitatea anului 2022. Un deficit care a fost de 6.800 în 2021, l-am reușit să recuperăm și am ajuns la un deficit de 1.600. Ceea ce fiecare e o muncă, bănuț cu bănuț, pus la fiecare și alocat de trebuie. Adică, venim din nou la cotizație, dacă cotizația este fixă, Ionel, 2 lei pe lună... Un bidon cu apă și un pahar pentru doamna Loredana, scuzați-mă. 2 lei pe lună și știm fiecare, aceste sponsorizări și aceste donații, se muncește un pic mai mult la ele. Adică se aduce la cunoștința colaboratorilor, cei care vin în sprijinul nostru. Și le spunem, domnule, uitați ce facem noi pentru cultul eroilor, uitați activitatea noastră, care nu e chiar puțină, adică totuși un raport ca să țină câteva pagini a patru e muncă pe fiecare activitate. Știți foarte bine cât sunteți prezenți și știți, luați la cunoștință fiecare membru ce activitate avem. Deci eu vreau să vă spun că pot să felicit conducerea la momentul ăsta, să acoperi un deficit, ținem cont că suntem după o pandemie de 2 ani de zile.
ținem cont că suntem intrați în război. Neoficial, dar putem să spunem că suntem vecini cu o țară cu război, care oricând poate să ne schimbă structura. Știți că sunteți toți militari și știți cum se pune problema. Că sunteți, chiar dacă sunteți în rezervă, sunteți în prezent. Dacă vi se spune, haideți, o să trebuiască să veniți. Că nu avem cum să ne mințim. Ceea ce ne spune mult. Adică să ne uităm în spate, că copiii aceia au murit pentru noi, pentru noi să fim liberi aici și să ne spunem de toate și cum asta, și noi doar să-i cinstim. Vreau să aduc o rugăminte la fiecare membru al asociației, să veniți spre comunele care conduceți, spre membrii societății care cum vă conduce, a organelor, primăria, ce aveți dumneavoastră, explicațiile, că nu vin decât să se ajute pe ei. Numind și amintind eroii, se susțin pe ei. Pentru că noi, dacă nu numim morții, strămoșii noștri nu suntem, nu existăm. Eu nu pot exista prin cifre dacă nu existăm prin oameni. Exact ca și cultura, din gură în gură, din om în om. Fiecare trebuie să milităm. Să nu fim cârcota. Stați că nu pot să dau 2 lei, că e prea mult sau e prea puțin, sau dacă crește deja, nu mai sunt eu aici membru, că n-am ce căuta. Nu banii ne reprezintă. Această activitate ne reprezintă. Banii vin și pleacă, că ăsta e rostul lor să circule, să știți. Ne acoperă. Fără bani nu se poate, e clară treaba, este un mod. Dar nu banii sunt cei care pe noi ne prioritizează. Ca membri asociații, noi trebuie să aducem bani de la cei care colaborăm, cei cu care intrăm, familii, copii, orice mijloc ne poate ajuta să putem să mergem înainte ca asociație, să trăim prin ei. Pentru că ei fără noi nu pot trăi, noi fără ei nu putem trăi. E o chestie fără să ne dăm seama. Și trebuie să cinstim acești eroi. Fiecare în bucățica lui asociație trebuie să facă, să militeze pentru această asociație, să existe. Și, de altfel, ne-am propus în estimările anului 2023 venitul din cotizații 20.000 de lei față de 13.400. Adică ori creștem un leu, ori ai aduce membri. Sunt două situații prin care să putem crește. Asta estimăm. Ce putem, vom vedea la sfârșitul anului. Și venitul din donații și sponsorizări, 45.000 de lei. Eu am pus mai puțin decât anul trecut, mai bine mai puțin și sigur, decât mai mult și nesigur. Total venituri să fie 65.000 de lei. Cheltuiel, am spus să fie mai puțin, 62.000 de lei, ca să avem excedentul de 3.000 de lei. Ținând cont că avem de recuperat și 1.600 de lei de anul trecut. Sperăm că putem obține cifrele astea. Vă rog să spuneți, să dați, că n-am înțeles, disponibilul la 31 decembrie disponibilul în casă și în bancă și în casă la 31 decembrie este 12.995. Deci 13.000 de lei fără 5 lei, ca să fie rotundă suma. Deci 12.955 sunt banii lichizi la momentul acesta, adică la 31 decembrie. Mulțumesc. Ce să vă spun, succes, sperăm să ne vedem și la anul tot în mai bine și la mulți ani încă o dată pentru ziua de bună vestire astăzi. Raportul este expert contabil și arată expertiza. Deci important este că am început anul 2023 cu acest disponibil în bancă și în numerar în casă, care a permis continuarea activităților încă de pe 4 ianuarie și pe măsură ce banii vor veni din sponsorizări, majoritatea lor, și din cotizații. Cotizațiile vor fi de anul acesta, de la 1 ianuarie, 60 de lei pe tot anul. Rugămintea noastră a fost să se plătească întreaga sumă. Nu se poate în ianuarie, februarie, până la finalul anului. Trebuie să avem înțelegerea și să transmiteți această rugăminte și la membrii din subfiliale ca să o plătim. Probabil va fi un mic recul ca număr de membri, dar o să vă prezint câteva propuneri din statut
ca să vedeți că la nivel central s-a gândit o mică operațiune pentru ca să păstrăm un număr crescut de membri. Sunt dator să, într-un minut, să vă dau explicații de ce s-au cheltuit bani. În primul rând, pe reviste. Dacă în anii trecuți primăria municipiului Bacău acorda sume pentru apariția revistei, după schimbarea conducerii primăriei, acest lucru a încetat. A fost nevoit să suportăm noi, cu mici excepții, am avut două contribuții de la Ministerul Apărării Naționale, am făcut demersurile legale și am obținut o parte din bani. Restul a trebuit să-i suportăm noi din bugetul filialei. Apoi, aranjamentele florale, aranjamentele funerare, deplasările, am avut în momentul aniversar 2022, 30 de ani, unde organizarea atâtor deplasări și atâtor evenimente a necesitat costuri. În afară de aceasta am avut plachete aniversare, nu am optat pentru medalii, care au fost foarte scumpe. O medalie ajunge peste 200 de lei acum, iar o plachetă aniversară cu aportul și sprijinul prin vicepreședintele am scos aproape la 100 de lei, cel mai mult, nu? Insigne și așa mai departe. Eu sunt mulțumit de ce rezultat financiar am avut. Că, în contabilitate, acel deficit recuperat din anii trecuți, ajuns la atât, e de uitat. Important este că am reușit la finalul anului să avem disponibil 13.000 de lei. Aceasta este adevărul și acesta este efortul întregii componențe a filialei din tot județul Bacău. Vă rog să-mi permiteți să vă propun modificările care sunt necesare la statut. În primul rând, nu durează decât 2 minute și apoi dăm drumul la critici. Statutul la nivel național are rol nu consultativ, ci ei se bucureștenii, scuzați-mă, cum Biroul Executiv Central spun că este obligatoriu. Totodată, filiala județului Bacău din 2015 își păstrează statutul de utilitate publică, are înregistrare la ANAF, avem cont fiscal, suntem înregistrați în registrul asociațiilor din România, da? Și avem propriul statut. Eu, de acest lucru legal, propun să amendăm statutul, să completăm cu cele ce sunt necesare specificului și tradițiilor județului Bacău. Adică, menținem recomandarea de la centru. Membrii cultului răilor sunt membrii simpatizanți sunt veteranii de război, văduvele veteranilor de război, urmașii văduvelor și a veteranilor de război, elevii constituiți în cercurile cultului răilor, studenții și toți cei care au afinități pentru cinstirea eroilor României căzuți în teatră de operații. Și aici vreau să fac încă o precizare. Ei spuneau că teatră de operații în care s-a participat și noi cinstim eroii sunt în primul război mondial, al doilea război mondial. Nu este adevărat. Poimine însemnăm evenimentul unirii Basarabiei cu România. Acolo au murit din armata română 10 ofițeri, peste 100 de militari de grade de subofițeri. Deci și acolo și acele victime ale războiului trebuie scuțenați. Al doilea rând, războiul al doilea balcanic, unde avem în județul Bacău consemnați de la oficiul cultului răilor 3. Cifrele care le dau numai când identifică nominal. Ei sunt mult mai mulți. Și apoi, marea masă de
morți, dispăruți, răniți din prima conflagrație și a doua conflagrație. Nu cifrele trebuie repetate, dar amintite din când în când ca să vedem efortul poporului român pentru aceste bătălii este necesar. Deci, și a treia categorie, membrii susținători. Avem membrii cotizanți, membrii simpatizanți și membrii susținători. La membrii susținători sunt cei care ajută material, financiar și așa mai departe. Dacă o societate comercială acordă o sumă în bani sau material, construiește un ansamblu comemorativ sau o cruce în orice subfilială, trebuie consemnat ca susținător. Cu aceste cifre ajungem să avem, nu să suplinim numărul plătitorilor, ci să avem un număr care poate fi opus Ministerului Apărării Naționale prin prevederile ordinului M1161, domnul colonel Ciupercă știe că se lovește, este prezent aici, alături, nu-i nimeni de la veteran, că și ei au aceeași problemă. Probabil o să aveți și dumneavoastră, domnul președinte Nicu Pavel, domnul președinte Victor Berca, e bine de știut. Vor face ca atunci când se cer fonduri, în primul rând pentru reviste, pentru birotică, pentru hârtie, nu ne trebuie, găsim pe nivel local, nu se consumă așa de mult. Dar important este ca să menținem apariția semestrială a revistei Bacăul Eroic la anul, deci asta este 24, urmează în acest an numărul 25. E o cifră care spune mult despre efortul fondatorilor Chirieș, Timofte și acum cu vicepreședinții, domnul profesor Virica Munteanu, domnul profesor Purcaru, secretarul Petru Done. Aș vrea să fac o remarcă aici și o cuvinte de mulțumire. Materialele care se regăsesc și în raporturile sufirialilor, ce a participat la Stănic Moldova și în Mănăstirea Cașin, au la bază informările și consemnările acestui efort. Ziaristul și secretarul nostru. Să-i acordăm ceea ce merită și să-i mulțumim că a acceptat ca să utilizăm consemnările din publicațiile în care au apărut materialele noastre. Totodată sursă de inspirație pentru a ne lăuda sunt materiale prezentate de televiziuni, EuroTV și Acum TV. Nu se poate să nu văd cu alți ochi ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă în activitățile noastre. Mulțumiri și dumnealor! Două modificări vi le mai supun atenției. Din sumele colectate la nivelul subfilialelor, 50% ajung la în bugetul filialei, din care pleacă 25% la nivel central și 25% sunt folosite pentru evenimentele care vi le-am prezentat. 50% din cotizații, repet, rămân la dispoziția sufirelor. Am introdus și vă rog să fiți de acord o prevedere. Sumele procurate, deci din donații și sponsorizări, integral să rămână la nivelul sufirelor. Ce vreau să facem? Să vă mobilizați să aduceți bani prin sponsorizări, prin oamenii de bine și de suflet care să contribuie material și financiar ca să folosiți acei bani. Nu vom avea mulți membri. Nu sunt sceptic, dar asta e realitatea economică și socială de acum. Dar din sponsorizări, oamenii de bine vă pot aduce bani care să puteți să vă îndepliniți țintele de identificare a monumentelor care trebuie să reparate și la mai departe, dumneavoastră le știți foarte bine. De asemenea, o prevedere care se pliază pe specificul Bacăului este următoarea. În ierarhia subfilialei era prevăzut în statut președinte, vicepreședinți. Am introdus și vă propun ca să avem acolo unde subfilialele au un număr de peste 50 de membri să se creeze funcția de prim vicepreședinte. Avem deja, în practică, la Slănic Moldova, la Mănăstirea Cașin și la Tescani, funcția de prim vicepreședinte. Când se va reorganiza cea mai numeroasă subfilială a SEO, vorbesc, care are acum 81 de membri,
cotizanți, dar nu a făcut alegeri, nu e problema lor, noi putem să ne menținem așa până în 2050, dacă mai trăiți. Dar trebuie să faceți ceva, să vă puneți în valoare potențialul membrilor. 81 de membri la nivel comunal e greu să adun. Ați obținut treaba asta, face ceea ce trebuie statutar. Acestea sunt câteva din modificări ale statutului, completări. Eu zic că este ceea ce ne trebuie nou la Bacău. Dacă dumneavoastră considerați pe parcursul altceva, le consemnăm. Vă mulțumesc. Invit la discuții pe participanți. Trebuie să plecați, da? Domnul Bârțu, membru al Consiliului Director, consilier al județului Bacău. Mulțumesc tare mult. Domnul președinte m-a prezentat ca și funcția de consilier județean, dar să știți că am venit aici ca dumneavoastră, la dumneavoastră, ca făcând parte din familia dumneavoastră, mă simt extraordinar și nu de acum, de mulți ani. Și vă felicit pentru că ați realizat proiecte frumoase în județul Bacău. Pe toți cei prezenți aici, membri în conducerea filialei Asociației Cultul Eroilor. Vreau de asemenea să mulțumesc conducerii domnului președinte, domnului prim-vicepreședinte, domnilor vicepreședinți, pentru activitatea care au făcut-o din prezența, un lucru extraordinar, să fii prezent acolo unde este nevoie tot timpul, pentru că nu este un lucru ușor. Ai familie, ai servicii, ai alte obligații și totuși în fiecare săptămână, de două, trei ori pe săptămână, să fii prezent, să pleci din mijlocul familiei, să fii prezent, să organizezi asemenea evenimente, este un lucru foarte, foarte bun, dar cu sacrificii. Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut pentru a reprezenta asociația noastră și ați reprezentat-o cu cinste, o organizație care face onoare județului Bacău. Cred că este una, dacă nu cea mai activă, printre cele mai active organizații la nivelul județului Bacău. Vreau să mulțumesc și eu, m-am mulțumit domnul președinte, celor care duc mai departe o activitatea noastră, celor care sunt alături de noi, practic fac parte din organizație, domnul Done, care cu condeiul a scuțit mereu, relefează evenimentele și activitățile noastre, mulțumim frumos, domnului Marius Curucli, care este omul prezent, chiar de dimineață ne-am întâlnit la altă activitate, probabil de aici merge în altă parte, mulțumim, face lucruri extraordinare și doamna Dana Lungu de la Onești, într-adevăr, este alături de noi de multă vreme și promovează activitățile noastre și promovează și românismul. Știu că activități care le face cu românii din afara, care sunt teritorii istorice ale noastre, dar acum sunt în alte granițe. Ce vreau să spun pentru viitor este că proiectele sunt frumoase și trebuie să ne ținem să le facem pe ele. V-am reținut de la domnul prim-vicepreședinte Cristea Ioanei acel proiect cu cimitir internațional și trebuie să ne ținem de el pentru că este unul din cele mai mari cimitire care le avem la noi în țară, dacă pe Moldova e posibil să fie cel mai mare și într-adevăr trebuie să aibă statutul de cimitir internațional. Am discutat cu domnul președinte de un proiect care a fost făcut ani din urmă, dar fiind pandemia, în ultimii trei ani nu s-a făcut și să-l reluăm și să mă implic și personal în acest proiect de a face Marșul Cultului Eroilor în municipiul Bacău cu tineri din Bacău, din colegiile și școlile băcăoane, la înălțare pică pe 25 mai, cred că o să fie o zi înainte, probabil vedem cum o să ne punem de acord. Este o manifestare în care putem tinerii să înțeleagă ce înseamnă să aducem omagiu eroilor neamului românesc. Ar fi multe de spus, dar suntem mulți aici, avem cu siguranță aveți lucruri importante. Eu mă rezum la aceste două elemente și vă doresc succes tuturor, să avem un an care, într-adevăr, să mai creștem, deși am crescut, am văzut și raportul financiar, practic ne-am dublat de la un an la altul, și ca financiar și ca activități, deci este o activitate
nu bună, foarte bună, către extraordinară. Vă felicit pe toți, vă transmit un an bun și să ne vedem cu bine și să fim sănătoși și să ne dăruim pacea, să vină pacea care nu este, războiul este la granițe. Sperăm să învești mai bune din partea de răsărit. Vă mulțumesc tare mult! Din partea protopopiatului Bacău, un disc cu imne. Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult! El a transmis, n-a putut participa datorită zilei, încă cu încărcătură religioasă, n-a putut participa nimeni. Colonel Ioan Patuchin. Aș vrea să încep prin a vă prezenta. Astăzi este ziua Poliției Române. La mulți ani celor care au trecut în rezervă, la mulți ani activilor. Multă sănătate ne doresc, pentru că nu mă pot desprinde de activitatea care am desfășurat-o atâția ani. Și la nivelul subfilialei Hemeiuș, înființată nou, vreau să mă conectez la activitatea pe care o desfășoară atât domnul președinte, cât domnul prim-vicepreședinte, domnul secretar și celelalte personalități. Și ce pot să vă spun la nivelul subliniar, sunt în loc. Sunt în loc. Ca activitate și ca organizare. Și vreau să mă ghidez pentru activitatea pe care o desfășor, pentru că neamul rămâne etern prin cultul eroilor. L-am cunoscut atât pe domnul colonel Corneliu Chirieș, l-am cunoscut atât pe domnul colonel Paul Valerian, împreună cu domnul președinte Voicu, împreună cu domnul vicepreședinte, și nu am crezut că din mers dânsii, domnul președinte Voicu, domnul vicepreședinte a Ioanei, vor prelua atât de frumos această activitate pe care domnul colonel Chirieș o îndrăgea enorm de mult și domnul Paul Valerian Timofte era dedicat sufletește, dedicat total aceste activități. Vreau să-i felicit pe toți din conducerea filialei și să-i asigur de tot sprijinul meu ca președinte al subfilialei Hemeiuș. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea fotocopiatului și la noi un set de adeziuni. Vă mulțumesc! Pot să vă rog să fiți mesagerul nostru pentru un număr de revistă să ajungă la primărie? Da. Vă mulțumesc! Stimam, domnul președinte! Sau cineva? Domnul colonel Costel Ciupercă. Stimată asistență, stimate domnule președinte, domnul vicepreședinte, la activitățile care le-ați numărat anul trecut am participat și eu. Sunt impresionat că această asociație cultului eroilor duce mai departe memoria Pământului Românesc în această nenorocire care a cuprins planeta și România, unde dacă vorbești de patrie și patriotism, ești etichetat putinist sau japonez. Cu mare drag am răspuns la chemările domnului președinte și îl felicit din inimă și toată conducerea care, material și spiritual, participă la atâtea și atâtea activități care cred că acolo nu au fost cuprinse toate, că nici nu se poate. Și eu când am prezentat la adunarea generală ceea ce am făcut, am omisiunile, fiindcă au fost atât de multe, nici nu le-am mai scris. Cultul eroilor din Bacău face o activitate cu totul și cu totul deosebită. De ce spun acest lucru? Că prin colegii mei de la Asociația în Rezervă cunosc și celelalte filiale în parte și cuvântul omagiu e prea puțin spus pentru activitatea desfășurată la Bacău. A spus aici domnul președinte de Valea Uzului, de Târgu Ogna, de Comănești, doamne, niște activități cu totul și cu totul ieșite din comun, în care am arătat că existăm pe pământul ăsta, indiferent de ce cred alții. Eu personal aș vrea să fie introduce și activități legate de Holocaustul împotriva românilor, nu numai altfel de Holocaust la adresa altora. De asemenea, sunt gata să particip la revistă, dacă sunt solicitat,
Eu am fost redactor șef al unei reviste militare care a luat de două locuri, unul pe țară și de patru ori locul 2 și cred că aș fi în măsură să particip cu drag, fără niciun interes imediat la această activitate. Aș vrea să vă prezint o a doua chestiune care nu are legătură direct cu dumneavoastră, ci cu asociația pe care o conduc. Sunt președintele pe filiala Bacău, județeană Bacău, Asociației Rezerviștilor Militari, Ofițeri și Suboficeri. Am funcționat în Casa Armatei, Cercul Militar, cum îi spune acum, 32 de ani. Din anul 2004, cu acte în regulă cerute de legile în vigoare, cu hotărâre judecătorească. Domnul comand de garnizoană nu ne mai primește în acest locaș care se va da după renovare în funcțiune pe 30 luna aceasta. Întrebarea mea este dacă am funcționat ilegal, de ce nu mi-a dat afară atunci? Deși am un vraf de documente, personal am făcut apel la ziarul armatei, la ministrul apărării naționale, la prim-ministru, oficial și neoficial. Ne-a ajutat domnul Fechet în demersul nostru și de la prefectura, de asemenea am fost ajutați, și de câte șeful meu direct, generalul Băgnărean. N-am reușit nimic. Și de ce vă spun acest lucru? Fiindcă trebuie să facem mai multe activități obțin aici, fiindcă pe plan național și internațional există o coaliție văzută și nevăzută împotriva acestui neam. Cum este posibil la Casa Armatei, cumpărată din banii ofițerilor suboficerilor, care n-au fost nici atunci bogați, cum nu sunt nici acum, că tot se manevrează cu pensiile militare. Eu am fost colonel 16 ani și am o pensie de 35 de milioane, 3500 și 4 milioane mai am că am lucrat la primărie. Ăsta e adevărul, domnilor. O avea unii nesimțite, o avea juriștii, alții. Au pensii mari, unii aviatori, dar toată stima pentru ei și sunt de acord să o aibă. Că s-a zburat și nu mai venea. Deci suntem dați afară din casa noastră armată cumpărată pe banii noștri și după toate demersurile astea sunt gata și am un dosar întocmit deja cu ajutorul a doi juriști militari să dăm în judecată pe mama mea. Mama mea armata. Vă dau în judecată ca să vă primească în casă. Dacă s-a mai pomenit așa ceva. Mi-e și rușine să fac acest gest. Dar nu se poate. Deci în casa armatei are voie să fie cabinet psihologic. Care pe timpuri era o singură dată la centru militar, unde se făceau recrutări, se făcea o comisie din civil și militar, funcționa o săptămână și gata. De ce? Că probabil o iubită sau un iubit a cuiva de sus, îi trebuie două camere. Maneagra românească. A doua. A doua. Lăsați că și la acolo. Dacă îmi permiteți, mie îmi vine să plâng, dar vă rog să mă ascultați și să o difuzați. Că am căutat și noi și eu sunt mai departe hotărât să o difuzez și pe arena internațională, că n-am ce pierde. Acolo va funcționa comenduria de garnizoană. Nu-i zice comenduria de cultură, îi zice de garnizoană. Asta în toată România și în toate țările NATO funcționează într-o unitate militară sau într-un spațiu special amenajat. Acolo va funcționa fanfara militară. Unde nicăieri în România nu are fanfara ce căuta la Casa Armatei, fiindcă ea trebuie să stea într-o unitate unde este plătită. Și de când e lumea, a stat la școala de ofițeri de rezervă din Bacău, până când școala s-a desfințat și acum este la aviație. Acolo femeia de serviciu are birou. Fanfara are două încăperi, plus una ca să-și pune instrumentele. Tot acolo, am zis de comandarea de garnizoană, am zis de fanfară. Acolo nu există bibliotecă. Noi am avut spații, Asociația Rezerviștilor, Cultul Eroilor, Asociația Veteranilor și CEAREU. Toți am fost dați afară. Este posibil așa ceva? Vedeți cum se acționează? Am primit de la ministru, domne. Ministrul Apărării Naționale îmi spune că să apelăm la autoritățile locale. Civile, locale. Și eu i-am răspuns. Doi ministru, eu n-am depus jurământul de credință la primarul din Bacău. Cum să mă duc să cer? În ce calitate? E o rușine. Asta e cu ingerința politicului. Dar rușinea o dau la o parte și în zilele următoare sunt invitat la domnul Miroșanu prin domnul Narcis
Și o să cedez, să dau și mie acolo. Că acum unde credeți că funcționez? Pe holul de la recepție, de la restaurant, unde ne-a spus domnul comandant garnizoană că vom fi dați afară, că vrea să dea în funcțiune. L-am rugat să ne dea două camere la hotelul militar, unde funcționează ilegal. Doamna președintă, doamna directoare de casă de armată, care și acolo are și dânsa un birou, și încă unul unde e comentarea de garnizoană. Acum, tot ilegal. Nici pe astea nu le-a acceptat. Am cerut să ne dea pe banii noștri, acolo unde este căminul, vis-a-vis de poliție, unde este căminul parașutiștilor. Nici asta n-a acceptat. M-am dus la dânsul în audiență de 4 ori. De 3 ori am fost băiat cu minte, l-am ascultat, a 4-a oară am spus, domnule, eu am coordonat Casa Armatei 20 de ani și eu știu cu ce să mănânc această instituție. M-a luat la întrebări, dar ce ai fost director acolo? N-am fost, domnule. Am răspuns din partea comandantului de garnizoane, Corel Plotogea, deoarece și eu eram cel care dădeam aprobări de nunți, de simpozioane și de alte chestii acolo. Au zis, fac la Casa Armatei muzeu, la subsol, parcă am fi la pușcăria Aiud, să facem la subsol. Păi, domnule, unitățile militare din Bacău au acest muzeu. La școala, fosta școală, un muzeu deosebit, unde e acum nu știu ce. Avem un muzeu în Bacău, Ioan Antonescu, care vorba aia spune de toate. Nu știu ce s-a ales de cel de la 1034, dar a existat. Păi muzeu ne trebuie, că noi nu avem unde funcționa. Unde să strâng cotizația? Suntem atât de săraci, dă-mi rușine și de mine. Acum, domnul președinte, ne-a auzit la raport, am dat acolo raportul. Ăștia suntem noi care vrem să facem ceva și cu atât mai mult ce se face aici, încercăm și noi să ajutăm și o să, cu deschidere totală, către cultul dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat și poate m-ați și înțeles. La mulți ani cu sănătate! La fel și dumneavoastră, din partea protocopiatului, poate ajută. Da. În continuare, dacă mai sunt intervenții. Domnul colonel Marcel Bălan. În legătură cu problema cercului militar sau cercului pătrat, cum mi se mai spune, în garnizoană, am fost 10 ani comandul comandării garnizoane și am avut birou exact acolo. Un singur lucru vreau să vă spun. Nu vă supărați pe comandantul garnizoanei, că nu dumnealui este vinovat pentru acest lucru. Undeva mai sus este un regulament de funcționare a cercului militar, care trebuie să revină la forma regulamentului. Acolo se vor desfășura activități culturale, acolo trebuia să existe o bibliotecă și așa mai departe. Probabil că domnul comandant al garnizoanei răspunde comenzilor regulamentare oferite de Ministerul Apărării. Doar atât vreau să vă spun, să nu vă supărați pe domnul comandor Mischie. Nu-l cunosc prea bine, pentru că eu nu l-am prins ca și comandant al meu, dar cu siguranță nu dânsul este vinovat și nu dânsul poate să dea aprobări la nivelul cercului militar. Nu e frumos să fac că ne dăm replici, domnule colonel, care vă iubesc și vă admir. Dar nu, n-am și pe mă cheamă Ciupercă Costea și sunt urmașul generalului Ciupercă, dat afară de Antonescu, că s-a opus războiul antisovietic. Dacă dânsul este rudă cu acel Mischie, baronul de Gorj, nu, n-am și face ceea ce face, eu nu sunt supărat pe omul Mischie. Să fie clar. Asta am vrut să eu sunt băiat deștept, eu nu mă supăr pe om. Deci asta am vrut să vă spun. Directiva vine de undeva de la Ministerul Apărării de Sfânt. Eu să fost în locul lui, îi închideam gura în felul următor. Domnule, sacrific biroul femeii de serviciu, n-aș și ție un local. Și îmi închidea gura pentru totdeauna. Asta da. Despre asta e vorba, domnule. Da. Mulțumesc frumos. Deci despre asta este vorba. Iar comenduirea de garnizoană, chiar dacă a stat acolo, a stat că tot aviația era la funcțiune. Nu, și eu cel puțin am stat în unitatea de artilerie antiterană care a fost desființată, am mai fost odată mutat în divizionul de artilerie, din divizionul de artilerie. Am avut multe cărări în timp de 10 ani, dar am ajuns acolo tot prin negăsirea unui loc care trebuia dat de autoritățile locale băcăoane. Deci
trebuia în mijlocul Bacăului să fie această comenduire, cum este și în Italia, și în Germania. Nu există într-o unitate militară unde civilul nu poate avea acces decât cu aprobarea sistemului de siguranță și a comandantului. Deci comenduirea garnizoane trebuie să funcționeze undeva deschis pentru cel care este civil și trebuie să intre fără aprobări la comandantul comendurii garnizoane și la biroul de informare recrutare. A existat o asemenea clădire și prin mărșăvia și alianța dintre un domn colonel care mi-a fost subordonat în școala militară, cu mărșăvia fostului primar, au dărâmat-o și a făcut o groapă. Așa acolo era comendurea de garnizoane. Așa este. Asta e realitatea. Și era deschis către partea civilă. Deci, cu deosebit respect, îmi cer scuze dacă îmi luați... Vă iubesc prea mult. Vă iubesc prea mult. Deci, vă iubesc prea mult. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Cred că am înțeles durerea. Durerile. Totuși, vă rog să ne axăm pe tema și motivul și bucuria pentru care ne-am întâlnit aici și vă văd că v-ați alocat timp și probabil aveți câte ceva să le spuneți. Da? Vă mulțumesc. Vă rog. Domnul... Antizon. Seniorul. Domnul colonel Petru Stelian cu Jocaru. Să m-ați invitat, domnule președinte. Vreau să schimb un pic tema. Nu cu ceva mai vesel, dar în alt registru. Asociația pe care o păstoresc se ocupă de promovarea tradițiilor militare ale armatei noastre. Și în ultimul, cam de la început, am avut multe activități împreună cu școlile, cu licee și gimnaziale din Bacău și din județ. Am uniforme ale armatei române din toate perioadele și le îmbracă copiii și facem evenimente. Vreau să precizez, pentru ce, nu știu dacă e nevoie, dar simt eu nevoia să vă precizez, că armata română a avut în doctrină apărarea râul, neamul, fruntarile. N-am avut pretenții în doctrină teritoriale peste alții, peste alte nații. Și asta îi învăț pe copii, iar în statutul meu prevede foarte clar și exact că respectăm adevărul istoric. Iar lecțiile sunt ținute de profesori după cum au învățat în facultate și cu copiii lor. Profesori minunați și copiii steți și cu minți. Asta facem. Pe 27 o să facem un alt eveniment legat de Uniunea Basarabică România. Vreau să vă informez că am reușit să am în conducerea asociației 4 vicepreședinți profesori de istorie și de acum o să fim și mai didactici față ce am fost până acum și am stabilit ca să facem un protocol mai aplicat cu Asociația Culturii Eroilor, care e națională, care e mult mai importantă ca a mea și avem același obiect de pasiune, de dorințe, de patriotism. Eu sunt cu tradiția armatei, culturile lor cinstești eroi și putem împleti foarte bine aceste două activități. În altă ordine, ideea, alt registru, o dorință mea personală este, vă propun și dumneavoastră, Bacău a avut un regiment, 27 infanterii, care în august 1917 a avut pierderi imense la Cireșoaia, în 2000 de oameni a pierdut 1600. Regimentul ăsta a luptat de la Mărășești, pe Oituz, la Bisea Năsăut, amânat steagul României, gărzi naționale românești nou create, care gardă națională în toată Transilvania, s-au transformat în regimente. A ajuns la Budapesta, legenda spune că opinca după ăla de la 27, în fine. Sunt controverse, dar nu asta e problema. Regimentul ăsta, după părerea mea, este orfan, că n-am reușit ca nicio unitate militară să-i poată numiri să-l promoveze și să-l cinstească. Eu, așa, cum am reușit să fac cu părinții preoți de la Prana Sartă, de 3 ani le punem coroane și facem frigul de cinstire la crucea care există deja pe Cireșoaia. Și vă propun să facem o chetă și facem un monument, tot o cruce mare, lângă cea existentă, pe cea existentă, dacă avem aprobare, să
să o îmbunătățim, să-i facem în loc de cadru de încep, să-i facem un cadru de piatră, așa, și să facem o cruce mare lângă acea existență. Îl avem pe domn Cornel, adunăm bani de la noi cât om putea, de la sponsor. Eu mă ofer să dau 10% din pensia asta nesimțită pentru acest moment. Și vreau să facem marca cultul eroilor. Bacău eroic. E și cealaltă pe Cosna, e foarte bine și îi admir. Dar eu vreau aici la noi să fac marca noastră a cultului eroilor. Deja la asta, cu regina, masa la Regina Maria, o să aibă geul dumneavoastră, iar acum o să fie geul Bacău eroic. Crucea asta care o să o facem și vă mai gândiți cum să fie, că eu nu sunt așa de nici studii mari academici, nici istorici, nici de artă. Găsim pe oameni de valoare care vor putea să ne ajute să facem ceva foarte bine articulat la ideea care v-am prezentat-o. Tot ca o... Deci asta ar fi... Că am auzit, mă rog, mai e alte instituții. Alt muzeu, al nu știu ce, vrea să se ducă acolo să facă. Dar de ce nu fie a noastră? Avem destui profesori de istorie, avem destui oameni de valoare cu care putem să ne prezentăm acolo. Cum a fost regimentul 15 care... prin brigada de la Iași, brigada 15, care se trage din regimentul ăla, au făcut foarte bine. Au făcut o asociație, este reprezentată, asociația regimentul 15, da, de fapt, da, s-au constituit în forță da. Socială, au făcut proiecte, pentru nu o facem așa, fără proiect cu aprobare de finanțare și amplasamentul teritorial, nu puteți face nimic. Păi să începem, că eu am încercat, dar pe ne-o depășește. Eu am vrut, nu am știut ce înseamnă administrație, hârtie și nu știu. Dar la asociația noastră suntem destui și putem demara. Am înțeles. Ideea este să fie a noastră a băcăoanilor. Și tot în ideea asta, în Bacău nu există nicio stradă regimentul 27. Am fost la Galați și este strada regimentul 11, nu mai știu cum a lor, Sieret sau nu, în fine, am uitat. Este o stradă care poate numele regimentului lui Gălățean. Nu mai vorbesc în Brăila, câte străzi sunt cu denumiri istorice. La noi am încercat cu domnul Vili că nu prea m-a reușit. Măcar o stradă se poate numele acestui regiment care este a nostru din Bacău. Și cam atât. Și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne mai întâlnim sănătoși și eu chiar vă depun dacă... Începe să adunăm bănuțul, cu niște doamna contabilă, totul depinde de bani. Păi putem, domnul primar de la Târgoviște, care e foarte pozitiv, domnul primar de la Selenic, cu ei doi se poate aranja chestia de teritoriu și de... Da, am înțeles. Deci, încă o dată, subliniez că noi deja avem un parteneriat. Deci, Cultul Eroilor, la nivel național, au parteneriate cu diverse asociații de tradiții militare, iar la Bacău, la nivelul filialei județului Bacău, există un parteneriat chiar între Răcosatul Timote și dumneavoastră. Noi putem să-l actualizăm. Din ce știu... Cum trebuie, mai aplicat. Da, din ce știu și cunosc statutul asociației dumneavoastră, aveți reprezentare fiscală, aveți reprezentare juridică și vă declarați, dacă greșesc să mă contraziceți, dacă nu să vă însușiți, succesorul regimentului 27. Nu? Nu? Da, da. Păi atunci să pornească de la dumneavoastră, noi în baza parteneriatului suntem onorați să participăm la această inițiativă, dar pașii sunt următori. Deci proiect, aprobare în unitatea administrativ teritorială și apoi finanțare. Finanțarea o puteți prin cele trei căi. Nu? Da. Oricum, proiectul este incitant, la fel cum sunt și ale noastre. Și acum dați-mi voie să fiu sincer. Mi-e drag proiectul meu. Păi nu sunt în contradicție. Mulțumesc. Sunt complementare. Da. Tot la fel să rugăm și la domnul altcineva. Domnul Major Gicu Moraru. Dragi colegi, dați-mi voie întâi să vă adresez
Urarea de frumoasă și binecuvântată urare de sărbătoare de bunăvestire. Să nu uităm că noi, ca Asociație Națională, funcționăm sub înaltul patronaj al Bisericii Române și Ministerului Apărării Naționale. Și astăzi militare s-au prins mai mult, îi vedeți că sunt de incisivi în abordări. Eu voi ajunge cu discuții concret la activitatea noastră, la concretețea lucrurilor. Și pentru că suntem la un an de activitate de coordonată de noua, de noua echipă de conducere, este vizibil, este vizibilă creșterea numerică, organizatorică, cu subfiliale de cultul eroilor. Noua conducere s-a axat pe forma statutară de funcționare. Este un efort și un merit și un câștig vizibil. Să știți că urmăresc această activitate și în țară. Mai sunt filiale cu rezultate deosebite, Prahova, Constanța, Alba Iulia. Nu că sunt în spiritul partinic, că vrem să scoatem rezultatele noastre în evidență, dar cred că filiala Bacău, de departe, este cea mai, este filiala cu cele mai bune rezultate din țară. În privința efortului făcut de înființare statutară a noilor entități pe plan local al subfilialelor, aș veni cu propunerea ca de fiecare dată când într-o localitate se înființează, deci ne axăm pe partea statutară a lucrurilor, însă atunci când ajungem la acel moment, restartul sau startul acela, momentul pe zero din care pornește organizatorii noua entitate, să apreciem și ce s-a făcut înainte. Mă refer exact la o precizare din analiza, bilanțul, de fapt, activităților pe un an întreg. La Mănăstirea Cașin, când s-a înființat subfiliala, repet, statutar, este inserată o formulare, ca anterior a fost oarecum o formă, dar nu prea s-a făcut ceva. Este bine, știți, apelăm la biblicul, de cezarul cel cezarului. În cadrul asociației din 2016 sunt membru în comitetul director. Și chiar dacă noi n-am avut o formă organizată statutar, cred că spun a treia oară sau a patra oară, pentru că domnul colonel Gheorghiu poate confirma câte zbateri au fost cu vechea administrație pentru a se identifica un sediu, am avut multe, multe discuții acolo, să știți că în perioada 2016 și până la înființarea statutară a subfilialei, au fost rezultate notabile acolo. Monument pentru eroii comunei. Comuna nu avea monument pentru eroii cei comunei. Există cimitirul eroilor din 1930. Sunt eroi căzuți pe meleagurile Văii Cașinului și Munții Cașinului. Eroi veniți, chemați la datorie pe front din toată țara. Comuna nu avea monument pentru eroii, pentru fiii satului, fiii comunei. Prin efortul unei familii deosebite de acolo, care le face cinste, familia Mirela și Dănuț Jitea, s-a înființat un monument deosebit, un monument de 4 metri de marmură, pe fațeta fiecărui monument. Sunt enumerați eroii din cele 4 mari confruntări. Și bine a amintit domnul președinte Voicu, și este și opinia mea, chiar aș fi vrut să dăm mai mare atenție campaniei balcanice. Aveam acolo eroi și din campania balcanică. Apoi, pe lângă acest monument, avem Troița Rampă Folea, Troița Sărățel Liviu Dimulescu,
cel care s-a ocupat de această troiță și troiță la Înțărcătoarea prin implicarea deosebită a Părintelui Protopop Bârgăoanu. Pentru că am spus despre Părintele Protopop Bârgăoanu, am avut un sprijin deosebit din partea domniei sale. Și tot legat de colaborarea cu Părintele Protopop, din la momentul înființării subfilialei, este un moment când grupul de inițiativă și-a văzut împlinit visul, pentru că am reușit să facem forma închegată a activității și cu sprijinul nouă administrației. Deci dacă în vechea administrație locală nu am găsit suficient sprijin, cu doamna primar, primarul de acum al localității, am putut să realizăm și acest deziderat. Atunci, la înființarea subfilialei, vin la un aspect concret. Adunarea de înființare a subfilialei nu a găsit încă denumirea de subfilială personal și cu binecuvântarea Părintelui Protopop. Am propus ca subfiliala să se numească Erou Xenofon Obreja. Noi avem un erou căzut chiar pe locurile, pe vatra satului, așa cum locotenent Macarie, în prima noapte de război, în războiul pentru întregirea neamului, la Poiana Sărată, căzut eroic, noi îl avem pe Xenofon Obreja. La timpul acela, tânăr absolvent de școală militară, aruncat în focul luptelor, căzut eroic la punctul numit Piscul Rației. Este amintit și în cartea lui Ioan Misir, Fata Moartă. Din păcate, din niște abordări, din opinii personale, care nu și-au locul atunci când e vorba de eroii neamului, nu s-a acceptat această idee ca subfiliala să poarte numele eroului Xenofon Obreja. Mai mult decât atât, ne-am preocupat, grupul acela de inițiativă, chiar dacă nu am funcționat statutar, a făcut lucruri deosebite pe plan local acolo, să știți. Concret, în materialul, analiza rezultatelor, a înfăptuirilor, a realizărilor, care în fapt l-am apreciat ca un bilanț deosebit de bun, propun să adăugăm două activități care nu sunt cuprinse, care au fost făcute nu de actuala conducere, ci de acel grup care a dus la înființarea echipei. Nu e prins. Și vă spun despre ce e vorba. Nu. Cele două activități. Analiza filialei sau deci, subfilialei Mănăstirea Cașin? Pe ansamblu, pentru că aici sunt prinse toate activitățile. De și putem aminti... Nu, domnul da. Maior. Da, este da. Vorba despre activitățile din ultimul an. Da. Nu de la începutul. Da, este vorba de prima parte a anului 2022. Să analizăm prima parte. Păi ultima parte de activitate cuprinde prima parte a anului 2022. An de activitate. Deci de la înființare din martie, uitați-vă la material. Martie 2022, martie 2000, prezent, 23. Nu de la începutul. Analiza activităților filialei și subfilialei o vom face peste 3 ani. Au mai rămas din 4 în 4 ani. Și atunci... Cred că propunerea dumneavoastră are loc. Dar s-o trimite deci, un material de în cazul acesta, da, vă voi prezenta așa. Un material despre cele două activități despre... pentru a fi prinse, pentru că da, materialul... am înțeles perfect, domnul președinte, pentru că activitățile respective au, vă spun ceva la... Nu că sunt de un patriotism local, animat în abordarea aceasta, dar cele două activități au avut o aderență la participanți și o rezonanță deosebită. Este vorba de 105 ani de la luptele pe vatra satului și pomenirea la centenar a eroului Xenofon Obreja. Am realizat așa ceva cu participarea a 6 preoți părinți, cu participare numeroasă din partea... Noi am lucrat acolo foarte bine întotdeauna, în triada armată, școală, biserică.
Asta este triada care marchează evenimentele de cultul eroilor. Că rest materiale din acestea, că, nu că din acestea, ca să nu se creadă că fac vreo acuză. Dar una este să prezentăm materiale numai de analiză pe hârtie și una este să facem activități concrete, pentru că acele au rezonanță în sufletul acelor copii care participă. Deci una, prima activitate a fost 105 ani de la luptele pe vatra satului și pomenirea eroului Xenofon Obreja și a doua, pe data de 14 aprilie anul trecut, 105 ani de la vizita reginei Maria la mănăstirea Cașin. În aceeași zi, regina Maria a venit la Onești, când a inaugurat primul spital din rețeaua regina Maria, în curtea, cred că știm toți, de fosta casa pionerilor, ulterior cercul copiilor de la Onești. Acolo era proprietatea boierului Aslan, iar în curtea proprietății boierului Aslan, acolo s-a făcut primul spital regina Maria. Iar de la Onești, regina a venit la mănăstirea Cașin și de curiozitate am dat în agenda, în ani am urmărit să vedem ce a însemnat acea zi de 12 aprilie. Era prima zi de Paști a anului 1917. Am înțeles, cele două activități le vom cuprinde acolo și în ceea ce privește activitatea noastră, fac un apel, domnul președinte, să fim un pic mai empatici, nu doar festivi în poziția de drept la evenimente, mai apelăm un pic și la emoțional și la empatia din cadrul relațiile interpersonale și am pomenit numele Liviu Dimulescu, un fost camarad pensionat, plutonier adjutant șef la ISU Bacău, care a făcut acel demers personal de a înălța o troiță și care a decedat în vara anului trecut într-un tragic accident când era în deplasare cu familia spre litoral, spre concediu. Și cu tot efortul acela a înălțat o troiță pentru eroii neamului, ca membru în subfilială, trecerea neființă putea cumva fi marcată. Haideți să fim, ne adresăm către eroi, dar ne mai adresăm și către eroi contemporani. Să trăiți! Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, pentru orientare pe viitor în discursurile dumneavoastră, deci, repet, suntem în pronunțarea și aprobarea analizei pe ultimul an la nivel de filială. Sigur că acolo unde au avut loc analizele anuale la subfiliale, cred că e cazul Mănăstirii Cașin. N-am auzit să vă scrieți la cuvânt sau să o trimiteți acolo, că e responsabilă conducerea aleasă de acolo. Unde e la Slănic? La Slănic și-au spus adevărul și... Adevărul se spun, au fost lucruri făcute și de un an de zile, dacă vreți să vă spun adevărul. Păi nu spuneți mie. Și cel transmis, întrebați la localnicul de rând, nu, activitate zero, nimic, nicio activitate, nu numai din astea pe urmă. Să facem activități concrete, domnul președinte. Eu am înțeles recomandarea care mă privește, să fim empatici cu cei care pleacă dintre noi. O să vă amintesc și dumneavoastră, care, nu știu dacă ați participat în teritoriu, dar noi tot unde mergem avem un pomenic care este citit la finalul slujbei sau atunci când e momentul comemorării eroilor și a celor care au plecat dintre noi. Sigur că capitolul este larg cu empatia și cu recunoștință față de cei, dar eu zic că nu am omis niciun aspect din acest capitol. Vă mulțumesc pentru recomandare. Altcineva? Domnul colonel Ilie, domnul vicepreședinte Ilie Vasile. Vă rog să ne concentrăm pe timp că... Eu nu vorbesc la mult. Așa că nu mă trebuie atenția, că nu vorbesc niciodată. Stimați camarazi, vă spun stimați camarazi pentru că eu consider asociația cutelor este ca o companie care are forma de luptă triunghi înainte. În vârful triunghiului este patriotismul, iar la baza triunghiului este bunătatea, credința și, în primul rând, dărnicia fiecăruia dintre noi.
Datorită acestui fapt, eu sunt aici, în această asociație. Și eu numesc această asociație, asociația mea de suflet. Pentru că aici mă regăsesc și dacă nu aș fi aici, nu aș fi acest Ilie care este aici în momentul respectiv. Dumneavoastră, prin felul dumneavoastră de a fi, și pentru că fiecare dintre dumneavoastră reprezentați o valoare. Iar așa cum spune proverbul românesc, spune-mi cu cine te însoțești ca să-mi spun cine ești, eu sunt extraordinar de mulțumit pentru că eu am un viitor în această societate. Și nu e vorba numai despre un viitor, este vorba despre rezonanța sufletului meu. Pentru că dumneavoastră în această societate, în această asociație, fiecare reprezentați un talent, un talent, pentru că vă cunosc de ani de zile. De ani de zile. Ce este curios, și spuneam și camaradele meu de Spinescu, eu am construit monumentul pompierilor înainte de a fi în această asociație. Nici nu știam de această asociație. Și sunt sigur că dumneavoastră, cei care sunteți aici, aveți acest imbun, aveți în sânge dragoste de țară, patriotism în primul rând. Așa cum spunea camaradul nostru. Vă spun acest lucru datorită acestui lucru și vreau să o felicit pe doamna contabilă pentru că ne-a spus niște cuvinte extraordinare. Noi am crescut. Deci noi am crescut financiar. Noi am crescut financiar și asta se datorează faptului că suntem un colectiv mult mai bun față de înainte. Suntem bine conduși și natural înțelegem fiecare ce avem de făcut. Problema este că vom face multe lucruri frumoase. De acum înainte. Să nu ținem cu evenimentele tragice care au fost pe planetă și au fost pe planetă. Pentru că aceste vin nu au cu îngăduința noastră, cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar vă spun, chiar dacă vor fi evenimente grele, război orice ar fi, noi vom fi chiar în față. Să nu credeți dumneavoastră că noi, cei care suntem în retragere, nu vom pleca voluntari să ne apărăm țara. Pentru că am crescut, nu numai financiar, și moral. Faptul că ne implicăm așa cum putem. Dar să știți că implicațiile astea noastre, a fiecăruia, care le face datorită sufletului de creștin, nu sunt contabilizate. Nu sunt contabilizate, că dacă s-ar contabiliza cheltuielile, ar fi foarte, foarte mari, doamna contabilă. Dar noi nu ne interesează banii și nu ne interesează. Cei ce facem noi acolo, în căsuța noastră, în comuna noastră, în orașul nostru, noi îl facem datorită simțului acest patriotic. Dragoste față de eroi, dragoste pentru copilul ăla care ne vede. Mă uitam la fiecare, mă uitam, hai să luăm așa când... Mă uit la domnul Bojocaru, cum vine el, cum îmbracă copiii, cum... Domnule, de ani de zile, unul mai leșenă săracul, mai dă cu apă, mai nu știu ce. Sunt niște eforturi care se fac și niște răspunderi care se fac. Mă uitam la domnul Solomon, câtă piatră a cioplit și cât praf a înghițit omul ăsta de a făcut toate crucele Moldova asta până la Iași. Și am fost cu el la toate. Mă uit așa, că istorici avem, care cărți, care fiecare reviste, fiecare își aduce contribuția în felul lui. Și eu mi-am adus contribuția așa cât am putut, știți? Bisericuța aia este o cinste, o onoare. Dacă am făcut ceva în viața mea, nu mi-am făcut vile, dar am făcut o casă în care intră fiecare om, indiferent de hramul care îl poartă, cum e îmbrăcat, și aia va rămâne pe moștenire pentru pompieri și pentru România asta. Deci de multe ori noi facem niște lucruri care nu le facem nici mânați de la spate, nici ca să apam. Noi le facem din suflet și din inimă. Iar acest simț patriotic, acest simț de dorința de a face, aici se clădește, se clădește aici, datorită faptului că dumneavoastră sunteți valori. Mă uit și la camaradul nostru care
ați văzut, mă umblă prin munți, descoperă tot felul de... Deci fiecare e un talent. Nu am timp acum să înșir despre fiecare ce face. Dar sunt mândru de dumneavoastră, domnilor, și sincer să fiu, sunt mândru că fac parte în această asociație. Asta am vrut să vă spun, să vă spun un cuvânt din inimă și din suflet. Și să priviți lucrurile frumos. Că vor fi frumos. Frumoase. Și eu chiar îl îndemn camaradul nostru de la, pentru că fac și o parte din organizația aceasta care pun suflet în ea cu, a cadrelor în rezervă. Să vină cu birou aici la noi. Îl primim cu cea mai mare plăcere. Ofițerii ne întâlnim. Noi, hai să ne unim cu toții. Cei care facem. Să-i mai lăsăm pe ăștia care zice moșnege ăștia au ieșit la pensie, nu mai avem nevoie de ei. Așa fac. Nu mai avem nevoie de ei. Dar sunt sigur că asta zic cei tineri. Știi? Ăștia sunt bătrâni. Ce să mai facem cu ei? Afară din casa armată, afară de acolo, afară. Domnule, hai să ne unim cu toții undeva aici. Și să demonstrăm Bacăului și județului că încă suntem în forță și va fi foarte bine, va fi construit. Dacă ne unim și vom ține fiecare aproape, așa? Și o să ne întâlnim la bilanțurile astea în fiecare localitate. Și o să vă invităm cu plăcere și la Zemeș. Eu încerc acolo să fac. Am construit biserica, acum fac un muzeu care mă ajută cei din Zemeș. Și vreau să vă spun că acolo un muzeu. Voi face și pe lângă o bibliotecă care este cu scriitorii din Comuna Zemeș, datorită că am construit acolo un paraclis cu două altare, catolic și ortodox, în cinstea eroilor neamurilor, am să fac și o bibliotecă cu cei care scriu din asociația noastră, să am și eu acolo fel. Și o să vin la fiecare și am să vă cer câte o cărticică care să va fi acolo pentru Muzeul Cultului Eroilor, care se încadrează în comuna noastră, acolo la Zemeș. Am mai urmat ceva să facem pe la poduri, ceva foarte frumos, dar eu sunt o surpriză. Dumneavoastră o să veniți la bilanțuri și o să le vedeți frumoase construite și o să facem o sfințire acolo, ca să e cel mai important. Eu atât am vrut să vă spun. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să putem să ne realizăm toate visurile noastre, să ținem aproape, să fim uniți. Pentru că ați spus că vorbiți puțin și ați vorbit mai mult, poate fotocopiată și o carte de rugăciune. Avem două ore. Putem sta mai mult, din punctul meu de vedere, nu știu timpul dumneavoastră care e, da? Domnul Cornel Sufilia la Slănic. După aia v-aș putea să permiteți o intervenție. Vreau să premiem sufilialele care au obținut rezultate deosebite, câteva nominalizări și apoi, dacă vor mai fi intervenții, dar vă rog frumos la obiect. Generalități le citim în toate materialele, da? Domnul președinte, domnul președinte, domnul județul Bacău, noi să filială Slănic Moldova, avem deja înființat și locația, care este la fosta pensiune Rodicava Gămin. Ați participat și dumneavoastră ca președinte și prim vicepreședinte, domnul Petru Doni, domnii ziariști, domnul Marius și cu doamna Lungu. Am un material pe care l-am prezentat atunci, toate obiectivele care mi-am propus în anul 2022, le-am realizat. Iar pentru anul 2023, ca obiective, am avut să continuăm, să putem identifica toți eroii neamului din pe Valea Stănicului, din cel de-al doilea război mondial. Am fost la domnul Viziteu George la Asociația Veteranului Război. Acolo am reușit să scot 101 eroi care au dat în cele două, în al doilea război mondial, în Est și în Vest. Și ceea ce am mai găsit din bătrâni, ca noi, din Valea Stănicului, 18 eroi care au luptat în cele două, în trece războiul, în al doilea război mondial,
în partea de și vest, în număr de 18, care nu s-au întors. În aceste cartiere, deci Cireșoaia, Cerdac și Stălnic, am zis că vom amplasa câte o placă comemorativă, să scrie pe fiecare placă numele eroilor, de care, de fapt, noi, în cartierul Cireșoaia, cimitirul catolic, am identificat și am găsit un monument în care a fost ridicat de un erou care a optat la cotul Domnului, Birtea Ștefan, când s-a întors și a spus la copii că el vrea să facă un monument. Și l-a făcut. Există. Eu am găsit și am renovat. Și vreau să fac, acum am vorbit cu părintele, paroc, să facem două, lângă cruce, că acolo avem și crucea, care există altarul care se servește, deci se face slujă în pomenirea eroilor și în pomenirea morților, tuturor morților posați din cimitir local, acolo, Cireșoaia. Facem două plăci comemorative în care să scrim toți eroi din al doilea război mondial, care cel care a luptat la cotul Domnului, Birtea Ștefan, să putem să resfințim. Și am zis că vrem să resfințim în ziua înălțării de Paște Catolic. În altă ordine de idei, duminica trecută am fost la Obștea Comisarea Salina Tăgornea, am fost și invitat și participat la ședință ca membru. Și am cerut, în adunarea generală, să mi se acorde o suprafață de teren în care vrem să plantăm arbori de astea, de semn, să stejar și să intituliem codul eroilor. Am stabilit și cu domnul Hadarac, domnul inginer de la Ocolul Silvic, luni am fost la dânsul, mi-a aprobat și ieri am adus 100 de puieți stejar. Nu sunt mari, cam aproape de 30 de centimetri. Să vedem săptămâna viitoare, când o fi, pentru că dau muguri și dacă mai căldură mai mult, atunci el înverze și trebuie plantat neapărat. Să vedem o zi când o să fie pentru săptămâna viitoare, să găsim o zi ca să putem să mergem să plantăm. Am înțeles că săptămâna viitoare elevii au școală, de școală altfel, m-am înțeles eu, să avem și așa înființat cercul elevilor noi la Sfântul Moldova, spărând doamne rectoare, doream să participe și cu copiii, cred că în 3-4 ore o să plantăm, o să facem frumos linii. Deja poziția terenului avem, dacă cineva știe, se strânim Moldova unde e Biserica Catolică în Cireșoaia. Deci cum se merge spre stațiune, terenul este vis-a-vis, deci partea stângă, unde este podul care traversează râul Stănic, este oglinda bisericii. Acolo vreau și acolo să fac o pancardă mare și o cruce, bineînțeles, în mijloc, să simbolizăm că este codul eroilor. Ce vreau să spun cu domnul colonel, Cojocarul cu regimentul 27. Eu vreau să spun un singur domnul când v-a spus și eu am depistat proprietarul care este acolo. Proprietarul există, am vorbit cu dânsul și mi-a spus clar, domnul Sălor, vă cunoști, ne cunoaștem. Eu terenul cât trebuie acolo? Vă trebuie o suprafață cât de teren? Vreți să faceți un monument? Ne aprobă. Dar, cum a zis domnul președinte, trebuie întâi luată metodic de jos. Deci trebuie făcută, deci trebuie făcută în primărie să ocupi de partea administrativă. Știți că teritoriul nu poți să faci nicio rambursă, de ce faci, trebuie bani, dacă să faci bani, trebuie să faci, ai și terenul. Proprietarul ne-l dă, dar trebuie să facem cumva să trecem în asociații, pentru că și noi ne luptăm cu sus pe Cireșoaia, că la regimentul 15, infanterii, la fel, am găsit proprietar ne-a zis că ne dă terenul, dar să plătim noi impozitul. Nu-i problem de impozit, cât ar fi acolo, 10-20 de lei pe bucățica de pământ, dacă există. Dar adevărat că de mersul în primării merg foarte greu. Se propun, dar nu prea se fac. La fel și când avem multe străzi, adică străzi în locația Sălii Moldova, nu avem o stradă pentru un erou și avem 100, am depistat cu domnul Badon, avem 130 de eroi. N-am mai pus pe cei din primul război mondial, n-am mai pus pe cei din doi Balcani. În fine. Și de asta am zis, eu, cu mai plus eu vă ajut. Deci, proprietarul știu cine este, a zis că vin, dar trebuie făcut o formalitate, nu știu, trebuie cumva prin notariat, am înțeles. Eu am zis că mă depășește să mai exez. Cu curții care l-am eu și poate da. Ceea ce-a mea, nu pot să o fac. Da, am da. Zis să o facă terenul... să o ia în da, al lui. Este, da, terenul este pe locatatea Târgovna. E o inițiativă, dar da. Aici trebuie să o ducem la cap. Tot ce mare. Da, da. Și vreau să fie a băcăoanelor. Da, 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 da. Dacă era la Sărnic, până mă spun sincer, era rezolvat de treaba. Dar nu e la noi. Am vorbit, am vorbit cu domnul primar la Târgovna, este de acord, am vorbit cu treaba cu dânsul. O să demarăm chestiile astea și o să întâi trebuie, cum am spus, terenul aprobat,
dacă avem, drumul se mai face, că se poate circula pe la noi pe Valea Stănicu, că aici pe la Tăguna, pe Poen, partea asta unde este bisericuța acolo, nu se poate, e drum accesibil foarte greu, până la biserică iese, dar de acolo, spre Masa Reginii, de acolo până la Masa Reginii mai este 1,5 km. Vă spun și de acolo, s-am crescut și născut acolo, Masa Reginii, vă spun, știți cum era? Era un, avea o înălțime de cam 80 de centimetri, era făcut o biută rotundă, circulară, în care în jurul biutei era făcut tranșeu, șanț. Deci prin acel șanț, cum stăm noi așa la masă, șezut, așa au servit Masa Regina Maria acolo. Și într-adevăr este unicat în țară și într-adevăr pe Cireșoaia acolo noi a fost de trei ori Regina Maria în care mulți spun, bătrânii spuneau că acolo există, cum se spunea bătrânii, sunt trei mese regini. Pentru că acolo prima dată a servit masa, Vârful Vrâncean unde la fel și acolo s-a servit masa și au decorat eroi, iar a treia masă unde este tot la pe raza Târgovnei este undeva urmașul lui Elisei Ursac care a fost călăuza armatei române. Știi prea bine. Și acolo a fost, am poze în care mi-a dat, deci este un urmaș al lui Elisei Ursac, mi-a dat o poză în care Regina Maria i-a mânat un act pentru Elisei Ursac, pentru că a fost căruza armatei române. Și de asta am zis că, păcat, și acolo, am vorbit cu proprietarul de acolo, a zis, domnule, acolo am 2 hectare de teren, dacă vreți, mi-l donez pe tot, n-am ce faci cu teren. A, și pădure, într-adevăr, s-a împădurit și la fel și Masa Reginii, s-a împădurit, s-a ridicat. Vă dați seama, mestea nu este la o grosime de și 20, nu prea mai se vede biuta, dar trebuie tăiat și trebuie făcut din nou, deci amenajat, că se poate, dar trebuie și forță de muncă, trebuie și inițiativă, ce-ar putea face treaba. Cam atât am vrut să spun și ce vreau să vă mai spun, luni m-a sunat domnul colonel Prisecar de la Regel Fidel, să merg la Iași, în comuna Bârnova, acolo, nu știu cum, bine, că mă cunoaște domnul colonel Pisecaru și la propunerea dânsului am spus că slujba se va face de către preasfințitul Teofan și am spus că acolo vor să facă 2 plăci cumerative în cinstea lui Ion. Deci, s-a spus pe telefon. Așa, nu e important numele, eu știu ce vreți să faceți, reprezentați filiala, conducerea filialei în calitate de vicepreședinte, să fiți nominalizat. Și apoi vă doresc succes, că probabil veți fi și autorul lucrărilor. Da. Asta e important. Te-am chemat și părintele Teofan și pentru asta. Am înțeles. Atât am vrut. Mulțumesc. Mulțumesc. La subfiliala, la analiza anuală, la subfiliala Slăric Moldova și la analiza de la Mănăstirea Cașin, am promis, datorită angajamentelor dumneavoastră de a vă lansa în editarea cărților de aur, a localităților, să vă ajut cu materiale. Datorită autorului care este aici prezent, domnul vicepreședinte, colonelul Mihai Porcaru, am obținut aceste lucrări de orientare la filiala, subfiliala Slănic Moldova și la Mănăstirea Cașin. Da? Să ajung la... Dacă mai este vreo subfilială, poate mi-a scăpat mie, care are intenția să înceapă lucrarea cărții de aur a localității, să-mi spună. Îmi permite să intervin la, și la, o secundă, spune, am reținut. În cunoștință de cauză vreau să răspund. La arhivele din Bacău este un dosar care se numește Cartea de Aur a județului Bacău, în care sunt listele cu eroii căzuți în 77, războiul balcanic și în primul război mondial, deci pe comune, nu pentru toate comune, nu toate comunele au răspuns, dar aproximativ 80% sunt consemnate în documente. Dacă cineva dorește să facă o lucrare de acest gen, memoria culturii, carte de aur sau eu știu cum o să se numească, îmi spuneți și eu imediat vă pot confirma dacă există acestea, ar fi mult mai ușor de identificat. Nu spun că sunt 100%, dar 97% din cei
căzuți în acele trei confruntări sunt consemnați în evidenție. Este meritul marelui primar Vărbenescu, care a fost un erou peste viață. Deci aveți o sursă în plus. Vedeți cum apar informațiile utile, că la Mănăstirea Cașin se numea problema cum să ajungă pe la arhive, cum să facă, vă amintiți? Uite, cu trenul. Da. Ce spune domnul profesor? La dumneavoastră, da. Am spus pentru tot județul. Dacă tot o întrebare, pentru al doilea război mondial, Nu, și vreau să vă spun și de ce. Sunt ceva consemnări pentru perioada până în 44, dar de fapt numai până pe la 43, deci înainte de 44, schimbându-se roata așa, n-au mai fost eroi, n-au mai... Nu avem în arhivele din Bacău, la arhivele naționale. În schimb, la arhivele militare la Pitești sunt informații. Niciun cuvânt despre Cotul Domnului. Astea au fost vremurile, tulburi. În cunoștință de cauză, fiind vis-a-vis de documente și discutând strict pentru carte de aur, cine este interesat, pot să dau și alte informații. Am bătut și arhivele de la Pitești, cam știu ce au acolo. Am cercetat ce m-a interesat pe mine, ce ne-a interesat pe noi. Dar informații sunt. Da, mulțumim frumos. Se poate consulta enciclopedia de pe Valea Crotușului al domnului profesor Cornelu Stoica, dar are aceeași hibă pe care a menționat-o și domnul Munteanu. Acolo sunt menționați la fiecare localitate eroi după ce s-au întors armele, toți sunt eroi care au căzut din la 23 august 44 către încoace. Ceilalți Nema. Da. Avem aici numai decât un singur exemplar, ați vorbit de Corneliu Stoica, Cartea de Aur a Comunei Oituz, da. Bineînțeles, referitor la prima conflagrație mondială. Da? O secundă. Așa cum v-am anunțat, e timpul să nominalizăm și reușitele anului 2022. În teritoriu și la Centrul de Cultură George și Arte, Centrul de Cultură și Arte George Apostol, pe 28 decembrie, am acordat diplome pentru de excelență pentru activitățile desfășurate în cursul anului 2022 sub filialea său. Așa este? Așa este. Da? Sub filialei Berești-Azlău, domnului președinte colonel Ion Cosma. La Mănăstirea Cajin am acordat în teritoriu, la analiza de acolo, la Slănic la fel. Trebuie să evidențiem și celelalte subfiliale care, la nivel de subfilială, vă rog să ne facem înțeleși noi activitățile și cât voi trăi, mă voi referi la activitățile subfilialei, activitățile colective. Apreciez activitățile individuale, eforturile individuale, marca, prestanța fiecărui ofițer în retragere, rezervă, activ și așa mai departe, dar pe noi ne interesează să punem în evidență activitățile colective. Nu vă supărați pe mine. Efortul, motorul este omul, este domnul Ilie, este domnul Moraru, dar în spatele lui trebuie să găsească armata. Armata care cinstesc eroii și fac să ducem mai departe amintirea celor care și-au sacrificat viața pentru aceste idealuri, care fac ca noi astăzi să putem să vorbim liber și în teritoriul actual. Prin urmare, una din surprizele anului trecut este subfiliala Sătească Tescani. A venit la începutul anului cu 52 de plătitori pe anul 2022. Ne-am mai întâlnit așa ceva. Domnul președinte Florinel Vrânceanu, felicitări și la mai mult. O să vă dau spre studiu și în analiză buletinul informativ. Am avut 5 bucăți. Diploma, care o să o semneze domnul Cristinel, că a uitat.
Și felicitări. Vă de asemenea, o altă subfilială care a avut rezultate peste așteptări este subfiliala Nicolae Bălcescu. Doamna profesoară Vaculic Irena, care a fost din 2002, am găsit documente că a condus subfiliala din 2002 de pe timpul răposatului Chirieș, a făcut minuni în ultima perioadă. La fel a venit cu tot ce are acum un număr de membrii cu cotizația anului 2023 integrală. Da? Felicitări și la mine. Am făcut foarte mult. Pe 31 avem o activitate cu parașutiștii pensionari, parașutiștii care au fost în teatrele de operații, pe 31 cu elevii din Nicolae Bălcescu. Și am un proiect, trebuie să-l definitivez, în care propun un concurs cu elevii de desene și de compuneri. Compunerile să fie sub genericul Eroul meu, în care copiii își vor povesti despre eroii pe care îi știu ei din familie. Pentru că sunt foarte mulți eroi pe care noi nu-i pomenim și ei totuși sunt. Și copiii au și talent la desen. Și de aceea aș vrea să vă spun, pentru că la momentul când termin proiectul, vorbesc cu domnul Voicu și trimitem la mai multe subfiliale regulamentul. Am prins aici și o școală din București, unde este fiica mea profesoară și care a scris poezia cu eroi din celălalt număr, noi acum, numărul de la înălțare, când am făcut noi activitatea de la înălțare. Și ce mă gândeam așa în timp ce vorbeați dumneavoastră toți, am văzut că avem relații cu Parlamentul. Acest Parlament pe care noi îl votăm n-ar putea să propună să fie finanțată această organizație, pentru că sunt atâtea finanțate care fac de servicii țării. De ce să nu se poată? Domnul președinte, dar este un subsecretar de stat care se ocupă de compartimentul acesta. Domnul președinte, este un subsecretar de stat la care ne putem adresa. Cultul eroilor care nu lăsați în afară, este subsecretar de stat. Ei sunt atâtea organizații care sunt finanțate. Da, și există organizații. Există reglementări. Eroilor care ia bani, dar nu la ăștia. Da. E altceva. Că mă gândeam finanțate pentru copii, nu pentru care participă, care... Există reglementări, există un ordin al Ministerului Apărării Naționale, M161, care dă posibilitatea finanțării activităților desfășurate în teritoriu de asociațiile de utilitate publică, cum suntem și noi. Aceasta înseamnă că v-ați băgat pe un teritoriu care o să vă îngreuneze activitatea, doamna profesoră. Dar totodată mă bucur angajamentul domnului Ilie Bârzu, consilier județean și membru la noi, angajamentul domnului colonel Petru Stelian Cojocaru și a dumneavoastră ne face să sperăm că vom revigora activitatea cercurilor cultului eroilor. Acolo se pot transmite bani de la nivelul conducerii filialei județului Bacău. Nu avem treabă cu țara. Avem posibilitatea aceasta, dar să avem ce oferi. Adică cercuri ale cultului eroilor, sigur că există, dacă mă uit la unde am fost în teritoriu, sigur există câte un, cel puțin un cerc al cultului eroilor, conduse de profesori de istorie sau directori de școli gimnaziale. Avem ce face, dar trebuie să avem. Eu sper să fac niște lucruri deosebite cu acești parașutiști, care mi-au promis că facem și o tabără de pregătire militară la Lărguța, și niște lucruri deosebite. Da. Acum... Vă mulțumesc. Să dea Dumnezeu să am succes. Și a treia de astăzi,
nominalizare este sub filiala Zemeș. Doamna președinte este la refacere pe aici, pe teritoriu, dar este un delegat. Felicitări! Filialei Zemeș, transmiteți că este măricioasă, doamna, o să-mi spună, la nivelul activității 2022. Pe anul ăsta nu știu ce ați spus. Da? Felicitări și la mai mare. Am promis că la subfiliala Mănăstirea Cașin, că ajunge cartea de aur a domnului colonel și totodată ultimul buletin informativ pentru a vedea cum se pune problema la nivel național. Cu mândrie vă spun că din acel buletin informativ de 90 ceva de pagini, 29 cuprind activități ale filialei județului Bacău. Fără dumneavoastră nu puteam avea aceste rezultate. Fără dumneavoastră nu putem să sperăm că ne vom împlini altfel decât bine și țintele anului 2023. Ultimul punct care trebuie să-l facem este completarea Consiliului Director cu... În statutul și al nostru se prevede că președinții de subfiliare sunt, de fapt, sunt de drept membri ai Consiliului Director. Noi trecem și prin votul dumneavoastră, amintind totodată și cei care au venit lângă noi și care vor desfășura activități în teritoriu. A plecat din membrii Consiliului Director în ultimul an, Dumnezeu să le fie până de Cristea. Propun ca în Consiliul Director să facă parte domnul comandor Victor Berca. Cine este pentru? Împotrivă? Dau citire și o să îi supun în bloc, cred că sunteți de acord, membrii, președinții de subfiliale care vor face parte din Consiliul Director. Doamna Vaculi Chirena. Preotul Bogdan Ionel Piștea, care este președinte la subfiliala Onești. Dediu Anca Maria, președinte subfiliala la Parava. Domnul colonel Patrick Ioan, președinte la subfiliala Hemeiș. Domnul Durac Dumitru, președinte la filiala Comunei Ungureni. Domnul colonel Calancea Eusebiu, președinte la Letea Veche. Domnul Zaharia Neculai, președinte la Oncești. Preot Purice Simion, președinte la Oituz. Domnul președinte Cătălin Gabriel Dima. Nu ați apărut în Consiliu pentru că formarea, alegerile în Mănăstirea Cașin au fost pe 15 mai. Și noi în 12 martie deja finalizați. Ca să nu vă puneți întrebarea de ce nu ați fost anul trecut. Da? Ați venit în ziua un sistem. Da. O secundă și mai e. De asemenea, este o propunere venită din participări la activități. În Consiliul Director sunt membrii ai Consiliului preoții militari. Preotul, eu spun ce sunt. Preotul Lucian Constantin Butnaru, preotul Daniel Vasilica Masala, preotul Ion Roncea și acum pentru faptul că la jandarmerie este domnul părintele Banciu Paraschiv, vă propun să facă parte din Consiliul Director. Sunteți de acord? Sunteți de acord cu cei care am propus să fie? E vreo recomandare negativă? Vreo... Mulțumesc frumos! În contra, preotul militar e cel mai indicat. Mai am o rugăminte. Pentru că la subfiliala Slănic Moldova, părintele Ilie a insistat să-i trimitem o monografie a Comunei Pârjol și am obținut-o tot de la domnul colonel. Vă rog să o transmiteți. Supun la vot pe puncte. Analiza activității desfășurate cu mi-am notat și a notat și primul vicepreședinte obiecțiile și observațiile dumneavoastră. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc foarte mult. Analiza succintă, nu cea
generală care a participat va fi trimisă la biroul executiv central, că avem o obligație, alături de planul de măsuri și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. De asemenea, supun la vot raportul financiar și raportul Comisiei de Cenzori, prezentate de doamna Pavisanu. Mulțumesc frumos! Mai e un punct, uitam, alegerea delegatului pentru Consiliul Director Național. Este vorba de un delegat, eu, ca președinte, automat, prin prevederile statutului, sunt membru al Consiliului Național. E nevoie de un delegat, îl propun pe domnul prim vicepreședinte, Cristinel Dumitru Aioni, să mă însoțească la conferința din... Mulțumesc, mulțumesc frumos. Modificările statutului, la fel. Am reținut și acea observație, dacă sunteți de acord. O să... Mulțumesc. În momentul în care îl vom edita la virgulă și actualizată, cu punct și virgulă, autentificat la notariat, vă voi transmite în teritoriul la fiecare subfilială existentă sau cea care preconizăm să se înființeze. Dacă nu mai sunt și alte intervenții urgente, vă mulțumesc pentru participare, vă doresc un an frumos. În această formulă vă rog frumos să mergem afară, să facem, conform tradiției, o fotografie de grup, să vă luați materialele de pe masă, pentru că urmează ajutoarele noastre să ofere punctul ultim pe masă. Da? De masă ajutată. Da. Toți, poate să merg personale.